Erau meciuri Așa. cu Rapid, Da. Craiova, Dinamo, care astfel de momente lipsesc în fotbalul de azi. Și astea erau meciuri cu miză unde, vrând nevrând, ca jucător, nu aveai cum să nu te pregătești mental pentru ceea ce urmă meciurile la echipa națională. Lipsind meciurile astea, e clar că și jucătorii, dacă nu le joacă, nu trec prin astfel de momente în care să te înjure un stadion, să te provoace un Gabi Tama sau un Marius Nicolae sau un Daniel Nicolae sau Pancu, Viorel Moldovan. Nu știu. Aici intră Dănciulescu, intră o sumedenie de mari fotbaliști. Nu ai cum să treci prin astfel de momente, e clar că îți va fi greu și la echipa națională. Bun, nu vreau să deschidem acum discuție pe cariera ta de fotbalist. Dar e interesant ceea ce a încheiat Neando. Așa. Acum 10-15 ani îi băteam la micul dejun. Într-adevăr, dacă ne uităm meciurile cu Malta, cu Feroe, cu Liechtenstein, erau 7-0, 5-0. Mergeați lejer, antrenament și masaj, nu? Foarte, dar ne gândim de acum 20 de ani ce s-a întâmplat. Plecam de la 7-0 și am ajuns acum la 3-0 după 20 de ani. De ce? Pentru că ei și-au dat seama ce trebuie să îmbunătățească. Noi în 20 de ani, noi am crezut în continuare că merge cartofi prăziți și ceafă de porc. Noi nu am făcut absolut nimic. Progresul nostru este atât. Gândiți-vă că dar acum... Dar și tu ai crescut așa mirări cu ceafă de porc și cu cartofi. Și da, după aceea când am plecat am încercat să văd ce se mănâncă de jur împrejur. Am văzut cu ce au venit antrenorii. Au venit și ne-au scos tot felul de mâncăruri, de deserturi, Walter Zenga, Olăroiu, Protasov. Adică noi am încercat, probabil și de asta a fost. S-a creat o performanță la nivel de club, la Steaua, la Rapid, pentru că au venit jucători și antrenori care au văzut ceea ce înseamnă să fii profesionist, cu ce trebuie să te adaptezi pentru fotbalul de afară. Bun. Noi am rămas, drept dovadă, acum un an și ceva, când am făcut 2-2 în Norvegia, Hala nu exista. Așa e. Era capitan de echipă Joshua King, care cu noi a fost rezervă. Iar Oedegaard nu era forma care e acum la nivel de club. Și atunci noi ne uităm, progresul fotbalistului român cât de mare a fost în comparație cu cel al norvegienilor. Da, ai dreptate. Bun, vreau să te mai întreb un singur lucru legat de cariera ta de jucător. Din România, care a fost adversarul care te-a enervat cel mai tare în derbiuri? Să te scoate din serie. Deși tu erai genul care enervai pe toți cu atitudinea ta. Mi-aduc aminte un meci cu Dinamo, așa, cu Dan, cu Alex. Așa, da? Da. Cu ce te-ai enervat? Păi din prima, ce mă gândeam eu la prima acțiune să vin să-i bag o alunecare, să-l enervez, să-l scot din ritmul meciului, a venit el. Cum a venit primul meci, cum a venit el. Și zic că mi-a luat înainte. După aceea aveam tot cu Dinamo, cu Marius Nicolae. Claudiu Niculescu era un atacant diabolic, cum îi spuneam. De ce? Pentru că mereu încerca să te adormă, să-ți dea impresia că el nu e în ritmul meciului, că el n-are nicio treabă cu meciul, ba mai și venea, mamă, ce greu e azi cu voi. Serios? Da, ne dădea, cum zicem noi, fotbaliștii calde. Da. Și când venea mingea, când pleca de lângă tine, te uite, unde e Claudiu?